județul Vaslui, în prima parte a emisiunii, alături de colegul nostru de domeniu, Sorin Saiz. Bună seara, bun găsit! Bună seara, bun găsit! De Vaslui. Despre posibilitatea sau, mai bine spus, tergiversările din ultima perioadă în privința reabilitării Spitalului Județean de Urgență. Am considerat că este oportun să te invit la această emisiune pentru că ești unul din jurnaliștii care a desfășurat pe parcursul acestui proiect mai multe investigații și a dezbătut problema aceasta în paginile obiectivului de Vaslui. Exact din momentul în care a prins contur acest proiect al Consiliului Județean. Exact din momentul în care era în pericol Consiliul Județean să nu mai prindă acest proiect din cauza reducerii numărului de paturi dictată de Ministerul Sănătății. S-a pus atunci problema că, domnule, dacă se reduce prea tare numărul de paturi, noi nu mai întrunim condițiile cerute în proiect și pierdem finanțarea de 14 milioane de euro. Drept care, așadar, într-o primă etapă, veștile au fost foarte bune, nu? Pentru că discutam despre un proiect de amploare, în contextul în care, poate în anii anteriori, îmi aduc aminte de Spitalul de Urgență al municipiului Huș, de exemplu, care a fost la fel supus unui proces de reabilitare într-o perioadă foarte lungă de timp. Mulțumitor sau nu, totuși, la ora actuală, hușenii sunt bucuroși de un spital bine pus la punct, spun eu. Mai au multe de îndeplinit, dar totuși în anumite domenii și în privința numărului de patru și a ceea ce oferă, a condițiilor oferite pacienților, poate stă mult mai bine decât Spitalul Județean de Urgență, Vaslui. Cred că stă mult, mult mai bine, da. Nu neapărat din datorită dotărilor, ci mai ales datorită actului medical, care într-adevăr la Huș este un act medical de calitate. Cunosc foarte multe persoane din Vaslui sau din Bârlad sau din alte localități care merg la Huș atunci când au o problemă, nu vin la Spitalul Județean de Urgențe Vaslui, de exemplu, sau care vin la Spitalul Județean de Urgențe Vaslui, sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în această unitate sanitară și merg cu bolnavul și îl internează la Spitalul Municipal Huș, unde nu credeam că poate fi atât de bine, dar am fost și am văzut cu ochii mei, într-adevăr, simt că ești într-o altă lume la Spitalul Municipal din Huș. Te-ai dus ca pacient sau jurnalist? Nu ca jurnalist, dar chiar într-adevăr este o curățenie exemplară. Cadrele medicale se comportă exemplar, de la infirmieră, de la portarul, de la intrarea în spital. Deci vorbim de civilizație, nu de ceea ce se întâmplă la noi la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Deci mi-aș permite chiar o paranteză. Recent, subprefectul Ciprian Iftimoaie, în cadrul Comisiei de Dialog Social, pentru că apoi să rea subiectul în cadrul Colegiului Prefectural, a ridicat problema șpăgii în rândul medicilor, ca o metodă veche, pentru că de altfel așa i-am învățat. Ne-am învățat noi între noi. Și ridica problema aceasta și în cadrul spitalului din Huș. Atăgea atenția medicilor că ar fi cazul de... Bun, dar nu a venit cu niciun exemplu concret și nu a venit nimeni cu vreo reclamație concretă să spună, uite, aici domnule, problema, că exemplul i-am dat bani sau mi-a cerut cu Tărescu bani să mă trateze, pentru că dacă nu i-aș fi dat acei bani nu m-ar fi tratat. Da. Nu știu, dar și din punctul acesta de vedere la Huș lucrurile stau cu totul altfel. Și din punctul acesta. Adică n-am auzit oameni plângându-se, domnule, am fost la spital la Huș și am stat pe hol și am așteptat o zi întreagă ca să mă bage un medic în seamă, deci, și să mă întrebe ce se întâmplă cu mine. Să stau de vorbă cu o parte din medicii acestui spital și, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că dacă ar fi să se întâmple ceva în ceea ce privește apropiația familiei mele, cred că aș avea aceeași tendință de a-și apela la spitalul. Chiar eu, când am avut probleme cu o rudă, cineva de la Vaslui m-a sfătuit să merg la Huș și nu aici la Vaslui. La Vaslui, la urgențe, da, am văzut într-o seară o femeie care stătea de dimineață de la 7 și era 8 seara și aștepta să o întrebe cineva de sănătate și nu a întrebat-o nimeni nimic. Ba mai mult, pierduse și autobuz și toate alea, era de prin mediul rural și nu mai avea cum să se mai întoarcă acasă. Ori eu la Huș de câte ori am fost, n-am văzut niciodată pe nimeni stând pe holul ăla să aștepte. Așa, ore întregi, într-un haos și o vălmășală de nedescris. În contextul în care vorbim de un spital poate mai mic. Și mă gândesc eu că la Huș nu sunt bolnavi și nu se duce lumea la urgențe. Sunt foarte mulți bolnavi și acolo, chiar discutam recent cu primarul municipiului Huș. Dar cu toate acestea, din câte am înțeles, se asigură medicamentația 100%. Exact, chiar aici vreau să ajung, apropo de medicamentație, că au... un miliard de lei, dacă nu mă înșel eu, pe lună pentru medicamente.
Farmacii se foarte bine. Și se descurcă fără probleme, iar la Vaslui sunt 6 miliarde de lei, deci o sumă de 6 ori mai mare și oamenii își cumpără absolut toate medicamentele, vin cu sacoșa în fiecare zi. Cu aceste probleme cu siguranță ar trebui poate discutate în cadrul Consiliului de Administrație și nu numai pentru că s-au vorbit de un spital care ține de o instituție. S-au tot discutat aceste probleme de nenumărate ori, au fost trase semnale de alarmă și în presă. A venit cu exemple concrete, au recunoscut cei din conducerea spitalului că da, așa este, oamenii cumpără medicamente și materiale sanitare, dar cu toate acestea nu s-a luat nicio măsură. Și chiar au fost de acord, am remarcat că au fost foarte deschiși în a lăsa camerele de filmat să surprindă imagini mai puțin plăcute, dezolante, gen spălătorii învechite, așternuturi de asemenea, probabil de prin anii 90. Bine, dacă nu și lucrurile astea o să se schimbe, da? Odată cu reabilitarea, dar repet, nu știu cât de mult o să se schimbe calitatea actului medical și comportamentul, nu numai al medicilor, al tuturor angajaților de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Reabilitarea acestui spital a reprezentat o prioritate prin grație unui proiect european, un proiect de amploare, da? Un proiect care nu ne surprinde, pentru că astfel de proiecte ar trebui să reprezinte o prioritate a întregului județ pe fiecare segment în parte. Dar totuși vorbim de anumite tergiversări, pentru că s-a ajuns exact în faza aceasta de reabilitare propriu-zisă. Foarte grea a fost documentația de întocmit și licitațiile. Deci toate s-au desfășurat cu greutate, dar în cele din urmă s-a ajuns la punctul culminant. Mulți așteptau să fie foarte multe piedici puse atunci la licitație. Domnule, o să fie contestații peste contestații. Cine știe că nu o să trecem noi de perioada asta de licitație să ne putem apuca efectiv de treabă. Uite că n-a fost chiar așa, cu toate că era o lucrare de amploare și e vorba de foarte mulți bani la mijloc. Și știm prea bine, la orice licitație de genul acesta se tot tergiversează lucrurile, că se depun contestații peste contestații. Exact, fiecare constructor, da? Vrea să prinde el lucrarea. Și poate chiar la un moment dat, analizând problema și discutând chiar cu persoane în domeniul acesta și interesate în a rezolva unele probleme, sunt anumite persoane care își doresc mai mult să tergiverseze lucrările. Nu neapărat doar din dorința de a prinde. Exact, reclamația aceea de exact. Profesie. Mă rog, și s-a ajuns acum în stadiul când ar fi trebuit să înceapă deja lucrările, ori lucrul acesta nu se întâmplă. Înțeleg eu că nu s-a rezolvat încă problema mutării unor bolnavi sau a unor secții de la Spitalul Județean de Urgență la Negrești. Iată un subiect care la un moment dat a trezit interesul tuturor colegilor noștri, în contextul în care o perioadă lungă de timp ne plângeam de faptul că spitalul din Negrești a fost desființat. S-a discutat foarte mult pe tema aceasta. Oamenii de acolo dezolați de faptul că nu mai au un spital. Cei din comunele arondate Negreștiului, de asemenea, am înțeles că sunt situații, stând de vorbă cu cetățeni de acolo din Negrești, sunt situații când oamenii din Cârja sau zone apropiate preferă să se întoarcă acasă decât să meargă cu mașina serviciului de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență. Nu pentru că poate n-ar avea încredere, nu știu cât de mult ar ști ei, ar fi conștienți de a avea încredere sau nu în acești medici, cât poate ideea în sine că trebuie să mai facă, să mai parcurgă. Exact, ești foarte departe de casă și te gândești, da, eu mă duc cu ambulanța până acolo, dar de acolo cu ce mă întorc eu până acasă? Da. Că vorbim de oameni foarte săraci care nu își permit să plătească transportul de la Vaslui într-o localitate situată după orașul Negrești sau nici chiar până în Negrești. Și dacă ar mai fi să mai punem și problema unei eventuale internări, în contextul în care pentru astfel de internare noi nu dorim aici, nu ne-am propus neapărat să lovim în actul medical, ci în faptul că într-adevăr în spital. Cine vine la bolnavul ăla să-l viziteze, da, să-i aducă alimente, să-i aducă medicamentele de care are nevoie. Și care povestesc că la un moment dat solicită schimbarea așternutului și din păcate nu o fac imprimerele decât contra cost. Bine, poate ar trebui aici să mă opresc, dacă nu am, exact cum ai spus și tu, nu sunt subprefectul Ciprian Iftimoi, nu sunt exemplul care să muște așa, ci pur și simplu vrem să punctăm realitățile actuale. Negreștiul la ora actuală nu mai are un spital, e clar. Și atunci s-a decis o perioadă de timp. Bine, au fost și atunci. Episodul acela
Ce părere ai tu personală analizând problema? Primarul orașului Negrești nu a fost de acord de la bun început pentru... Nu a fost de acord, am înțeles, din ceea ce spunea chiar primarul, el dorea ca cei mai mulți dintre angajații care să lucreze acolo la spitalul din Negrești să fie încadrați din rândul celor care au fost disponibilizați. Ori lucrul acesta nu era posibil, deoarece angajările în sistemul bugetar sunt blocate, iar cei de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui nu puteau face alte angajări. Adică ar fi trebuit să vină cu tot, cu portar, cu fochist, cu femeie de serviciu și așa mai departe, de la Vaslui. Ar fi adus acele cadre medicale din Negrești care lucrează acum la Spitalul Județean de Urgență. Da, dar cât înapoi, da. Pentru o perioadă de un an, doi, trei, cât durează proiectul ăsta, să lucreze acolo. Dar cam atât. Oricum, ideea e că problema a apărut la Spitalul Județean de Urgență, pentru că medicii de aici și conducerea spitalului nu s-au hotărât într-un timp scurt, să spunem, pe cine mută la Negrești. Și au început tot felul de discuții și le amânăm. Păi nu luăm acum hotărârea că e plecat managerul Gheorghe Dascălu în concediu. Spunea Lelia Croitoru. O să vină pe 18 august și atunci ne întrunim și o să stabilim cine se mută la Negrești. Bun, a venit managerul Gheorghe Dascălu din concediu. A fost și ședința de Consiliul Local la Negrești când... Unde s-a aprobat și a dat acceptul Consiliul Local de acolo. A venit managerul Gheorghe Dascălu din concediu, a plecat Lelia Croitoru în concediu. Stați că nu mai luăm acum decizia până prin septembrie, pe la începutul lunii, încă n-a venit Lelia Croitoru din concediu și o să stabilim atunci. Din cauza acestor... Știu că Lelia Croitoru a scăpat porumbelul că ar muta la Negrești secția de psihiatrie de la Spitalul Vechi. Spitalul Vechi. Da. Oricei de la Spitalul Vechi, pe bună dreptate, s-au supărat. Stați așa, fraților, de ce să mă mut eu la Negrești? Mi se reabilitează mie vreo clădire? Voi lucra eu peste 3 ani în condiții normale? Nu, eu tot în ghetou ăsta voi lucra, că e un ghetou ce se întâmplă la Spitalul Vechi. De ce să sufăr eu? Mutarea cadrelor de la Spitalul Județean de Urgență, probabil nu, în corpul de pe Traian, dar exact, la Spitalul Vechi. Iar cei de acolo se duc la Negrești. Ar trebui să se scarpine organizatorul acțiunii, da, cu mâna dreaptă la urechea stângă. Exact, plus că erau niște costuri foarte mari să muți secția de psihiatrie, ar fi trebuit niște condiții de securitate acolo, vorbim de saloane cu gratii, cu... Nu erau plus. Iar spitalul din Negrești, ce am remarcat, ar fi foarte bine pus la punct și era mai avea din aparatură. Dar nu întrunea condițiile pentru o secție de psihiatrie. Plus că la psihiatrie vorbim de medici, de vreo 3 medici care fac naveta de la Iași. Ori acei medici n-ar mai fi venit la Vaslui. Au spus, noi renunțăm. Nu mai venim dacă ne mutați la Negrești. Așa că discutăm de un cadru medical slab, de medici care, bine pregătiți fiind, preferă Occidentul și contracte exact. În exterior și avem surpriza să ne... Și înțeleg acum din ce spun cei de la Consiliul Județean, nu au dat-o încă oficial pe piață, așa cum spunem noi, dar bănuiesc o să apară oficial informația în zilele următoare, că nu se mai mută nimeni la Negrești. Din cauza tergiversării acestei mutări și a unor reclamații care au ajuns de pe la Spitalul Județean de Urgență Vaslui la Ministerul Sănătății, iar cei de la Ministerul Sănătății s-au răzgândit și au zis, noi nu mai aprobăm mutarea niciunui bolnav la Spitalul din Negrești. Ori fără aprobarea Ministerului Sănătății nu se poate face această mutare. Inițial exista aprobul, acceptul Ministerului Sănătății. Dar am înțeles că s-a răzgândit între timp. Și reclamațiile acestea au venit din interiorul spitalului. Evident, trimise cadre medicale, medici, asistente, lideri de sindicat și așa mai departe. Au trimis aceste reclamații la Ministerul Sănătății. Și ce au spus ei? Păi stai așa, decât să ne trezim noi iar cu vreun scandal pe acolo, nu mai aprobăm nicio mutare, ia descurcați-vă voi cum știți. Ori eu nu vreau să mă gândesc ce o să se întâmple în Spitalul Județean de Urgență Vaslui când o să înceapă lucrările de reabilitare efectiv, în condițiile în care spitalul ăsta este arhiplin, iar în unele secții bolnavii stau și câte 3 în pat. Cum o să-i mute dintr-o secție în alta, doar dacă stau câte 5 în pat? Deci chiar e un lucru, făcând așa o mică paranteză, dacă ar fi să ne uităm în centru la ce se întâmplă acum, la lucrările care se desfășoară și care afectează activitatea angajaților Consiliului Județean și a instituției prefectului. Chiar vorbeam recent cu cineva și îmi spunea că... Sau oamenilor care locuiesc în zonă. Sunt destule blocuri. Cu tremuri dese și sunt clădiri care nu fac față, poate la un moment dat, unor mișcări mai bruste. Și atunci, hai să ne gândim la un spital... Exact cum spuneai și tu, unde, din păcate, din nefericire, întâlnim câte 3-4 oameni în pat. Ce nu s-ar întâmpla la o singură secție?
Nu știu cum vor gestiona problema asta cei de la Consiliul Județean. De fapt, ei au spus că nu interesează, domnule. Noi avem proiectul, venim și vă reabilităm spitalul. Problema cu bolnavii e strict a voastră. O rezolvați cum vă duce capul. Nu vreți să vă mutați la Negrești? Mie nu-mi spuneți că eu nu pot să vin să lucrez acolo cu constructorul când aveți voi unde să mutați bolnavii. Când stau bine și mă gândesc că mai vorbim și de o secție de pneumoftiziologie unde la fel... îngrozitor și cred că da, tot tu ai secția TBC arată ca după obiectivul de vaslui, cum că ar urma și aceasta să fie reabilitată. Au un plan cei de la Consiliul Județean să reabiliteze această secție cu bani proprii. E ceva mai delicat acolo, pentru că vorbim de o clădire de patrimoniu. De patrimoniu, da, și trebuie foarte mulți bani, iar reabilitarea ei ar urma să se facă pe etape, așa că e vorba de vreo 20 de miliarde, din câte am înțeles eu. Ori Consiliul Județean nu poate aloca banii ăștia într-un an, ci în vreo 3 sau 4. Și dacă ar prinde o astfel de lucrare în bugetul anului următor, în 2012, prin 2015-2016, atunci s-ar putea spune că arată și secția aia cât de cât normală. Mai era o idee a celor de la Consiliul Județean să o transfere primăriei Vaslui, în subordinea primăriei Vaslui și atunci acolo primăria Vaslui să se ocupe de reabilitarea secției. Dacă vor exista bani și la primăria Vaslui. Deocamdată sunt și acolo mari probleme din punctul ăsta de vedere. Există mari probleme. Nu discutăm și de faptul că există un împrumut pe care trebuie în paralel cu alte lucrări. Exact. Și cred că mai sunt pe listă și alte clădiri. Mi-aduc aminte de cinematograful Independența. Cineva recent îmi spunea, ca o paranteză, altă paranteză, că cinematograful Independența ar putea să găzduiască eventual în perioada următoare Piața Vidin, în cazul în care aceasta ar fi reabilitată. Da, asta ar fi chiar prea de tot. Da. Nu știu dacă s-ar întâmpla așa ceva, chiar că iar o să ne vedem cap de afiș la nivel național pe toate buletinele de știri. Ar fi o încântare pentru colegii noștri care ar avea o informație mai deosebită. Dar oricum, la cât de distrusă e clădirea aia, da. O tarabă în plus cu cartofi sau cu ceapă, nu știu dacă mai... Întorcându-ne la spital, așadar, stând lucrurile în acest fel, ar trebui totuși să se apuce de treabă. Vasile Mihalache, președintele Consiliului Județean, spunea că în septembrie vor demara lucrările. Până acum n-a demarat nimic. A fost și domnia sa în concediu, s-a întors, să vedem ce părere are el despre această problemă și care sunt noutățile. Pentru că ideea aceasta cu respingerea mutării bolnavilor la Negrești de către Ministerul Sănătății a apărut în perioada cât era el în concediu. Acum nu știu cum vor gestiona ei problema sau cu ce soluție vor veni cei de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru că ei trebuie să vină acum cu soluția. Dom'le, noi nu mai mutăm bolnavi, dar că nu vrem noi să ne despărțim medicii de aici, dacă nu a fost să-i mutăm pe iar la spitalul vechi, nu mai mutăm pe nimeni, dar ne-am gândit că o să facem în felul următor. Nu știu cum, pentru că sincer nu au spațiu, nu există o soluție la momentul actual. Se termină acuși muncile agricole, și oamenii dau iarnă vală la spital. Că asta e practica. Exact. E o regulă. Pe final de toamnă, pe la sfârșitul octombrie încolo, încep să vină oamenii care au stat bolnavi, nu s-au tratat, că lasă-mi termin treaba la câmp și după vin buluc la spital. Cu boli foarte grave, vorbim de bolnavi care nu au necesită internare o săptămână sau două, ci luni întregi, că vin cazuri foarte, foarte grave care necesită tratamente îndelungate și costisitoare. Ori eu nu știu cum o să mute oamenii. Ai avut posibilitatea să stai de vorbă pe această temă cu Gheorghe Dascălu, cu managerul spitalului? Nu, pentru că managerul spitalului nu prea agrează discuțiile cu presa și dacă ai norocul să-l găsești până la prânz pe la spital, poate îți mai răspunde la un bună ziua. După prânz, oricum nu îl mai găsești acolo, îl găsești la cabinetul medical vis-a-vis de... nu știu ce e aici, cinematograful Independența, partea asta către spital, îi vezi mașina acolo, îl găsești la cabinetul său particular, în fiecare zi, în jur de 12-1, te duci, îl găsești acolo, nicio problemă, cu toate că ar trebui să stea la spital până la ora 16. Spui că îl găsești acolo în calitate de pacient? Nu. Te poți duce ca reporter? Mă pot duce, da, ca pacient. La cabinetul particular nu cred că aș putea să discut cu domnia sa, pentru că acolo e pe bani. Dacă nu se întâmplă nici discuții în spital. Da. Ce să mai spunem de... Așadar, singura posibilitate ar fi aceea de a începe lucrările într-un spital arhiplin.
Dar e plin, pentru că altfel nu văd cum. Era bună ideea asta cu Negreștiu, pentru că beneficiau și oamenii de acolo de asistență medicală. S-ar fi înființat, așa cum spunea Lelia Croitor atunci în plenul ședinței Consiliului Local de la Negrești, un centru de asta de primire a urgențelor, cum e la noi UPU, ceva asemănător cu medici specialiști în urgență, cu asistente specializate. Deci exista un plan inițial. Exact, cu număr exact de cadre medicale, de medici. Erau vreo 3 medici urgentiști care s-ar fi dus la Negrești, vreo 5 asistente medicale care ar fi preluat bolnavii. Deci odată plasat... Și-ar fi folosit, își făcuseră calculul astfel încât să folosească întreaga clădire, toate paturile de la spitalul din Negrești. Sta bine, și mă gândesc că situația înseamnă că nu a fost privită chiar cu seriozitate în contextul în care te prezinți în cadrul unei ședințe de Consiliu Local cu o sinteză, cu o structură definită, deja un plan bine organizat, pentru că apoi să arunci planul în curtea spitalului vechi, și ulterior să nu mai faci nimic. Da, aici a fost lupta Consiliului Județean, numai că ei au plecat singuri la luptă fără să aibă sprijinul Spitalului Județean de Urgențe Vaslui. Ori, în comparație Consiliul Județean cu Spitalul Județean de Urgențe Vaslui, vorbim de o unitate sanitară cea mai mare din județ. Deci nu am putea să spunem că poate dintr-o dată, având în vedere faptul că au fost anumite animozități între Consiliul Județean și primarul orașului Negrești, că pe temeiul acestor dispute, moment dat, da, lupta aceasta, orgoliile acestea politice a determinat Nu acolo a fost problema, pentru că în cele din urmă, momentul în care s-a cerut în plenul ședinței de Consiliu Local, mi-aduc aminte, și nu era trecută problema asta pe ordinea de zi. A venit președintele Consiliului Județean cu cei din Conceiul Spitalului de Urgență și le-au cerut consilierilor, uite, noi avem problema asta, vrem să mutăm niște bolnavi de la Vaslui la voi aici la Negrești, dar în același timp și voi veți beneficia cei din Negrești și din localitățile arondate, servicii medicale. Nu vă costă absolut nimic, voi trebuie să ne puneți nouă la dispoziție doar clădirea. Restul costurilor sunt ale noastre, ale spitalului de urgență. Nu era trecută pe ordinea de zi, repet, s-a trecut atunci, s-a supus la vot, s-a aprobat cu unanimitate, mă rog, în urma discuțiilor, că vrem să angajați oameni de la Negrești, vrem să până la urmă să lămuriți și problema asta, s-a aprobat. Și atât. Și atât. De aici lucrurile au intrat așa. Da. Înseamnă că va trebui să fim, într-adevăr, să informăm cetățenii. Cu siguranță sunt persoane interesate. Sunt persoane care poate chiar ar suferi de pe urma acestor... Ce mai interesat sunt cei de la Negrești. Nu mai spun de persoanele din Negrești. Ei și-ar dori lucrul ăsta. Da, bine, nici bolnavii de la Vaslui nu erau foarte încântați de mutarea la Negrești. Da, până la urmă... Mă gândesc că, într-un final, interesul meu ca eventual pacient al Spitalului Județean de Urgență ar fi acela ca problema să se soluționeze, pentru că apoi, în 3-4 ani, după ce se va reabilita spitalul, să mă pot bucura și eu de niște servicii, zic eu, la zi. Actuale, nu? Care ar trebui să fie. Exact, dacă e să ne luăm după ce spune proiectul ăsta de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență, vom avea o unitate sanitară cu adevărat europeană, pentru că aici sunt incluse în proiect și dotări cu aparatură medicală, nu doar renovarea clădirii. Vorbim de saloane unde nu vor mai fi câte 10-15 paturi, știu eu. Mult mai puțin bolnavi în salon, cu aer condiționat, grup sanitar propriu, exact, apă caldă, dușuri, ceea ce nu există la ora actuală la Spitalul Județean de Urgență. Săli de operație moderne, aparatură modernă, spălătorie bucătărie, lifturi interne, externe și alte asemenea minuni, că rămâi... Da, proiectul sună foarte bine și totuși mă gândeam și pentru negreștenii, cazul în care s-ar fi mutat timp de 3 ani de zile cât ar fi durat lucrările, ce s-ar fi întâmplat poate după, sau asta ar fi trebuit să rămână în grija Consiliului Local Negrești. Pentru că în paralel cu aceasta și Primăria Negrești trebuie să asigure serviciile medicale ulterioare. Între timp, s-ar fi schimbat lucrurile din punct de vedere economic. Poate, nu știu, nu există la ora actuală speranțe că se schimbă lucrurile din punct de vedere economic. Poate că se schimba guvernarea, știu eu, peste un an și veneau alții și dădeau ordin să se redeschidă spitalele închise, că de regulă așa se întâmplă. Vine unul la guvernare, ia o măsură, vine altul și zice, nu, măsura asta nu e bună, revenim asupra ei, ați închis spitalele, noi le deschidem. Clasică, exact, asta se întâmplă de fiecare dată. Da. În permanență aici,
Ați închis școlile, noi le deschidem. Ba mai mult, mai construim câteva sute, chiar dacă nu are nimeni nevoie de ele. E clasic pentru toate guvernările din România. Nu spun că unii sunt mai buni decât alții. E vorba de ceea ce se întâmplă, într-adevăr, de realitatea. Exact. Dar decât deloc servicii medicale la Negrești, mai bine... 3 mai... ani de zile exact. Aripă externă. Dar din ce spui tu, s-ar părea că nu va fi. O să urmărim. O să vedem exact. Cred că va trebui ce... până la urmă ca reprezentanții noștri în NOC aici ar putea să intervină deputați. Da, da. Când o să se facă mutarea asta bolnavilor, pentru că ar fi trebuit făcută până la ora actuală mutarea asta. Suntem la începutul lunii septembrie. Când mutăm în decembrie? Amânarea lucrărilor ar însemna o adevărată problemă în privința desfășurării proiectului la zi. Nu? Aici, dacă nu demarează lucrările în termen, se pierde finanțarea. S-a mai întâmplat. Să zicem că obții un termen de amânare în cel mai fericit caz, dar nu e de dorit lucrul ăsta. Și la urma urmei nu te apuci de lucrare, nu reușești să te înțelegi, să îți asiguri condițiile pentru a face lucrarea de reabilitare, pierzi proiectul. Așadar, vom fi alături de reprezentanții de autoritățile județene, vom încerca să luăm legătura atât cu reprezentanții spitalului, în măsura în care Lilia Cruitorul se va și întoarce din concediu. Cred că trebuie să se întoarcă săptămâna viitoare. Cineva n-ar avea cine să dea declarații oficiale, bănuiesc. Da, e singura care vorbește cu presa. Cu presa. Și cred că și dumneavoastră a fost destul de greu de urnit. Da, pe subiectul ăsta de mutare al bolnavilor e un subiect sensibil despre care cei de la Spitalul Județean de Urgență nu vor să vorbească. Da, pentru că se creează animozitățile din interior, așa cum spuneai și tu. Exact, iar ei lucrând acolo, fiind o familie mare, nu vor să se pună rău unii cu alții. Și ce șelele a Croitorului? De ce să iau eu decizia că mut secția X sau Y ca să-mi sară mie cadrele medicale de acolo în cap? Nu, lasă, ia altul decizia asta. Mai bine deloc. Exact. Rămânem toți aici. Ne batem joc de pacienți. Da, ne punem 50 de pacienți într-un salon. Da. În partea a doua a emisiunii, pe ultima sută de metri, propun să discutăm o altă problemă care, despre care și tu și colegii noștri au scris, despre faptul că Uniunea Social Liberală ar putea sau nu să scârție la un moment dat. La nivel național remarcăm unele schimbări de opinii de când s-au semnat protocoalele la nivel întregii țări și până în prezent. Ne uităm la alte exemple, la exemple precum Iașul, care la ora actuală se află într-o dispută privind reprezentantul oficial al USL la funcția candidat la funcția de primar al municipiului Iași. Și la Megidia am înțeles că aceeași situație și aici văd că deocamdată e liniște. O liniște dinaintea furtunii sau e ceva putred? Mai bine să scârție lucrurile decât să nu existe această Uniune Social-Liberală, pentru că din punctul meu de vedere, la nivelul județului Vaslui, acest USL nu există. Păi asta vreau să spun. La Vaslui există doar PSD, din ce constatăm până acum. Referindu-te strict la sondajele de opinie. Strict la sondajele de opinie, dacă e să o luăm pe partide separat, clar PSD-ul e pe primul loc, dar nu e o noutate, asta nu miră pe nimeni. La fel a fost și în 2008 și în 2004. Județul Vaslui, ca și Moldova în general, e un fief al PSD-ului. PNL-ul a mai adunat ceva procente, PDL-ul a scăzut foarte, foarte tare, dar când vine vorba de USL în sondaje, nu reușesc să adune 20%. Adică vorbim ceva de vreo 13% la nivelul mediului rural. Deci cam 13% dintre... Pentru că lumea nu cunoaște. Nu știu ce înseamnă USL. Am avut posibilitatea să stau de vorbă cu... Dar nici nu s-a obosit să le explice. Păi asta vreau să spun, că discutam cu președintele USL PNL Vaslui, filiale organizației județene, și îmi spunea că acum, în perioada aceasta, desfășoară o campanie amplă de informare a cetățenilor. Unde desfășoară campania asta? Asta vreau și eu să spun, pentru că am avut posibilitatea, cu ocazia zilelor unor comune,
să-i văd prezenți în teritoriu, referindu-ne chiar la peneliști, la PNL Vaslui. Și nu am remarcat dorința acestora de a ieși în față și de a sta de vorbă cu cetățenii. Într-adevăr, nu e posibil să faci campanie, dar cine informează totuși cetățeanul despre Uniunea Social Liberală? La ora actuală nimeni. Cred că ar fi interesant să luăm pixul și o hârtie în mână și să întrebăm oamenii, mai ales în mediul rural, cu cine ar vota și dacă ar vedea USL în față, PDL și alte organizații politice, cu siguranță s-ar aplica pe linia cealaltă. Nu știu ce înseamnă USL, într-adevăr. Dar nici nimeni nu le explică lucrul acesta. Iar cei de la PNL și PC nu fac absolut nimic din punctul acesta de vedere. Nu că cei de la PSD ar face. Dar cei de la PSD, ei merg pe lupta lor politică până acum. Au strategia lor din fiecare ban electoral. Ei știu exact ce au de făcut. Celor de la PNL le convine de minune. Domnule, noi chiar dacă facem, chiar dacă nu facem, suntem în Uniunea asta social-liberală. Las că ia PSD-ul 60%. Noi avem contribuția noastră. Sunt obligați să ne pună și pe noi pe anumite locuri. În Consiliul Local, viceprimari. Deci înțeleg că animozitățile care s-au creat la un moment dat la nivelul țării s-au creat exact acolo unde liberalii sau reprezentanții Partidului Conservator își au ținta lor, au electoratul lor, poate într-un procentaj mai mare. Eu zic acolo unde PNL-ul a deschis gura, avea pentru ce să o deschide, se baza pe ceva, nu? Da. Știa, domnule, eu aici am atât electorat și vreau atât. Ori la noi cei de la PNL nici măcar asta nu au făcut. Au ieșit acum vreo jumătate de an, cred, și au spus, au prezentat un domn, nici nu mai amintesc cum îl cheamă, că el va fi viitorul viceprimar. De la Remat, al Vasluiului. Așa. De la Remat. Dar nu amintesc cum îl cheamă. Din păcate nici eu. Așa. Știu despre ce este. Ca drept dovadă că recunoscut e domnul respectiv. Dar atât, dar atunci nu a știut PSD-ul de prezentarea asta, să vină și ei într-o conferință de presă comună. Domne, hai, uite, noi USL-ul, ăsta... Vasile Pavel de la PSD e candidatul pentru primărie și e candidatul USL, că nu mai vorbim de PSD, de PNL sau PC, vorbim de USL. Și candidat la funcția de viceprimar e Cutărescu. De la noi, de la exact. PNL. Nu a făcut lucrul acesta. Nu am văzut nici pe ăștia la organizația municipală Vaslui a PSD sau de la alte organizații, să aibă vreo ședință, vreo întâlnire, vreo discuție cu cei de la PNL, habar n-au, ei nici nu știu unii de alții, cred că nu știu nici numerele de telefon. Dacă ei mai tare, nici nu cunosc, poate de la președinte la președinte se cunosc, dar membrii de după așa președinte, de următoarele structuri. Mi-aduc aminte că au fost oarecare alegeri la care au participat și membrii ai Partidului Social Democrat, la PNL, dacă nu mă înșel, sau unde? Dar asta se întâmplă nu neapărat, da? Nu trebuie să fie în Uniune. E regula, când e alegere, opoziția, nu? Când opoziția e acțiune de alegeri la un, e unită. La un partid, bă, la PDL cheamă și un reprezentant la PSD și unul la PNL și unul la PC. Atunci au luat cuvântul, de asta zic, au luat tot cuvântul așa și... Peste tot. Dar atât, cu o floare nu se face primăvară. De aceea e liniște aici. La momentul actual, chiar nu știu ce așteaptă, să îngrașă porcul în ajun, vorba aia... Vorbim de o liniște generată, de o liniște la nivelul orașelor. În mediul rural nu știu cum stau treburile și s-ar putea și acolo să se creeze o serie de nemulțumiri. Acolo, dacă ar fi să luăm particular, pentru că sunt unele comunități conduse de primari ai Partidului Național Liberal, dând de exemplu. Acolo, cu siguranță, acești primari și-au format un consiliu oameni de-ai lor. Oare în ce măsură vor fi de acord să lucreze cu reprezentanții Partidului Social Democrat, atâta timp cât 4-8 ani de zile, da, au mers pe mâna colegilor. Eu dau un exemplu mai frumos. Da. Nu există la ora actuală, sau cel puțin nu cunosc eu, la nivelul județului Vaslui, poate există, repet, nu cunosc, un exemplu de primar care s-a fi luat 98% în alegeri, cum e cazul Lipovățului, de exemplu. Și la Lipovăț toți consilierii sunt PSD. La următoarele alegeri, evident că toți ar trebui exemplu să fie PSD, da? Da. Păi ce spune, nu neapărat primarul de la Lipovăț, Consiliul Local de acolo, organizația de acolo. Niciun consilier PNL. Da. Nici acum acum sunt obligați să pună pe listă. Da, și nu au. Deci, practic, sunt oameni care vin în... Și de ce să pună consilier PNL pe listă dacă eu iau 100% la alegeri? Ca primar PSD? De aici? Și mai sunt, mai e vreo ani un cazul ăsta unde la fel vorbim de 90 ceva la sută la alegeri.
Și dacă ar fi să vorbim de primar PNL, m-aș gândi la Vetrișoaia, m-aș gândi la Berezeni. Da, acolo măcar mai există câte unul rătăcit de la alt partid. Categoric, dar nu știu în ce măsură, da, ar fi de acord primarii aceștia să facă front comun. Până la urmă se vor înțelege, vor discuta cu conducerile partidelor, conducerea USL-ului, de la PNL, de la PSD, de la PC, și se vor rezolva problemele astea. Dar asta nu înseamnă că odată rezolvată lista de candidați, electoratul știe neapărat ce înseamnă USL și că va trebui să voteze la următoarele alegeri cu USL-ul. Dacă mai e să luăm în calcul și nebunia asta cu alegerile cumulate, exact, cu vreo 8 buletine de vot sau nu știu câte, nu. Este o decizie care ar trebui probabil foarte mult analizată din mai multe puncte de vedere. Vorbeam cu un primar de la țară chiar ieri, îmi spunea, păi dacă se duce tata la vot și dă 8 buletine de vot, nu mă mai votează nici pe mine, nu mai știe unde. Se plictisește deja la al treilea buletin. Exact. Și în mediul rural e forța la vot. Când e să vorbim de prezență la vot, mediul rural ridică procentul. Și chiar dacă ar exista cineva care să sufle la un moment dat și suflătoarea s-ar putea să se strice. Așadar, proiectul acesta, am înțeles totuși că e în dezbatere. Da, e în dezbatere. Sunt și surse arunțate chiar pe Mediafax. Da, și foarte posibil că va trece, mai ales că cei din coaliție și-au dat acordul toți. Acum a fost de acord și UDMR-ul. Nu e ca la regionalizare că UDMR-ul n-a vrut, nu s-a înțeles. Ar fi deci o lovitură cu asta, și pe cu alegerile s-au înțeles mult mai ușor. Ar putea fi o lovitură, spun eu, pentru foarte multe persoane care ar dori să candideze. Da, e clar o lovitură, pentru că, din ce am înțeles, spuneau azi niște colegi ziariști, chiar președintele PDL-ului Dan Marian, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu au listele întocmite, într-adevăr, ne-a spus și nouă. Dar a zis că va fi candidatul pentru așa. Exact, ei, acum duminică spunea că s-a răzgândit. Nu mai e atât de decis să mai candideze la Consiliul Județean dacă se contopesc alegerile, pentru că el candidează pentru Parlament. Da, este un freamăt care la fel nu va e cum reprezenta s-a întâmplat ceva în 2008. Interes. Candidez la Consiliul Județean, nu știu și că nu câștig, dar adun un procent și după oricum mă duc la Parlament. Da, așa. Dacă el acum candidează pentru Consiliul Județean, salut, la revedere Parlament. Rămâi cu ce ai luat de la Consiliul Județean. Iar în calitatea aceasta, cu siguranță va obține votul electoratul Hușenilor și a zonei arondate, pentru că oricum a avut posibilitatea să-și facă imaginea cât mai bine pusă la punct. Un număr de voturi pentru Parlament poate că îl strânge, dar pentru Consiliul Județean nu știu ce șanse are, având în vedere că PDL-ul are, nu știu, 7% în procent. Cu siguranță, dacă ne-ar urmări, ar spune că acest sondaj este realizat când la comanda USL-ului, că nu e și toate sondajele prezentate de televiziunile naționale. Cu siguranță și noi îl vom putea invita să ne prezinte nou un sondaj realizat de PDL, să-l analizăm împreună. Și noi putem ieși acum în stradă și să întrebăm toți oamenii care trec pe trotuar dacă sunt mulțumiți de traiul pe care l-au și de actualii conducători ai țării. Și ne vom da seama foarte ușor dacă sondajul e real sau nu. Pentru că din 10 oameni nu știu dacă vom găsi unul mulțumit. Dacă ar fi să ne gândim tergiversări, dar în cele din urmă, crezi că va rezista Uniunea Social-Liberală până în 2012? Până la alegeri, da, va rezista. Dar imediat după, eu zic că se va rupe. Deci va fi ceva gen PDL, alianța, PSD, alianța, da? Alianța, da, când a durat PNL... PDL era, sau ce era atunci, PDL, până la alegeri și după alegeri, gata, s-au certat. Au așteptat momentul oportun ca să apară și subiectul. Pentru că și PNL-ul și PC-ul au în sânge trădarea. Există precedente în sensul acesta, a mai trădat și PNL-ul, a trădat și PC-ul, chiar Traian Băsescu numea PC-ul soluția imorală, nu? Dar tu privești această alianță a Uniunii Social-Liberale ca una, dacă ar fi să analizăm, să conturăm exact obiectivele fiecărei formațiuni politice și definiția fiecăreia, este o uniune necesară în momentul actual, nu? De aceea zic, oare cât va rezista? Pentru că e o uniune care poate n-ar fi fost mai în avantajul cetățeanului al lor, nu neapărat a cetățeanului, că cetățeanul, exact cum spuneai, e amețit total și nu înțelege ce înseamnă USL. Dar n-ar fi fost poate mai avantajos la un moment dat să se contopească, să-și contopească voturile după primele alegeri?
Nu știu cât de necesară e această uniune social-liberală la ora actuală, pentru că nu au venit cu nimic concret. Asta vreau concret. Să spun, nu observ nimic concret, mai ales că ei până acum ar fi trebuit să facă o campanie de informare a cetățenilor și deja să se știe ce. Dar nu neapărat o campanie, cu niște programe concrete. Ulterior să iasă în față cu când programe. Când văd pe Victor Ponta sau pe Crin Antonescu la televizor, apar împreună. Nu prea se disting cu nimic față de ceilalți membrii de la PDL, de exemplu, da? Adică toți merg pe ideea asta de circ, hai să analizăm cu ce e îmbrăcată Elena Udrea, hai să analizăm cu ce a mai mâncat nu știu care de la PDL sau și așa mai departe. Sau pe cine a plimbat Emil Boc cu nu elicopterul. Nu lasă miștocăreala da, deci... asta absolut deloc. Dom'le, pe noi nu ne interesează circul de la PDL sau ce fac cei de la PSD, ci pur și exact. Simplu... Noi am venit aici, România se confruntă la ora actuală cu problema asta. Noi vrem să o rezolvăm în felul următor. Avem soluțiile asta și asta. Și numai despre asta să discute. Pentru că, la fel, auzeam zilele trecute în mediul rural, oameni simpli, țărani, care au nemulțumit, de exemplu, de atitudinea lui Victor Ponta, care într-o seară la televizor i-a analizat vestimentația Elenei Udrea. Pentru că nu-i schimbă cu nimic în traiul omului de la și care trebuie se uită să recunoaștem că la un moment dat subiectele acestea lansate de presa centrală, adică eu nu votez pe Victor Ponta pentru că el e un critic de modă foarte bun, da? Eu îl votez pe Victor Ponta pentru că este un bun strateg. Exact, și îmi spune mie ce soluție are ca să-mi schimbe stil, nivelul ăsta de trai, să fie mai bun. Da. După alegerile din 2012. Și nu cred că ar fi aici să luăm în discuție exact ceea ce îmi spunea la un moment dat tot reprezentanții formațiunilor politice, că presa ar fi de vină că lansează astfel de subiecte. Pentru că noi ne permitem să lansăm unele subiecte, dar nu obligă nimeni politicienii să vorbească despre da? Ar putea să spună scurt. Pentru aceasta, nu mă interesează subiectul acesta. Eu vreau să discut despre problemele cetățenilor care sunt următoarele și eu la problemele astea am următoarele soluții. Nu venim toți și ne plângem. Da, știm, în România e greu, e sărăcie, PDL-ul ne-a făcut. Și cum să nu fie așa dacă X se plimbă? Dar nu vin cu o soluție pentru asta. Dar noi o să venim și o să schimbăm lucrurile. Cum o să schimbați voi lucrurile? Asta nu vrea să spună nimeni. Îmi pare rău, aici, dar dacă merg în continuare în stilul ăsta, cei de la USL... Nu rezistă. Își cam sapă singuri groapa. Vreau să te întreb, ce simți în interiorul acestor formațiuni politice? În interiorul acestor formațiuni... Separat? Simt doar o luptă disperată pentru putere. Sunt făcute listele? Pentru... Sunt făcute listele? Pe aici, pe acolo, da. Pe la consilieri, pe la unii primari, nu s-au făcut încă listele pentru parlamentare. Ori aici e problema cea mai mare, pentru că în momentul în care stai de vorbă cu un deputat sau cu un senator, asta îl roade cel mai tare la momentul actual. Nu cetățeanul, ce face cetățeanul sau nu știu ce. Tot se plâng că e rău în Parlament și că nu se descurcă, că e obositor, că nu mai vreau, că n-am ce să fac acolo. Sau dar salariile sunt mici. Sau tot, exact, sau, dar tot se luptă să se ducă în continuare acolo. Păi dacă luăm, de exemplu, pe Doina Silistru de la PSD, am vorbit cu ea ultima dată și de aia mi-a venit exemplul ăsta în cap, femeia mai bine ștai o mână decât să renunțe la postul de senator. Ori pentru ea va fi o adevărată dramă dacă nu va mai fi trecută pe liste. E harnică. Da, dar nu se văd rezultatele acestei hărnicii. Că dacă s-ar vedea și rezultatele... Pentru că sistemul actual în România e egal hârțogăraie. Bun, și atunci la ce mai vreau să mă duc acolo? La ce mai vreau să mă duc acolo? Că îi spui, domnule, ce ai făcut aia? Păi, dar știi, sunt opoziție și noi ăștia din opoziție. Doar vorbim așa, dar nu ne bagă nimeni în seamă. Și atunci de ce nu stați acasă? Nu aveți altceva mai bun de făcut decât să vorbiți la pereții Parlamentului? Eu știu că e greu să renunți la un venit de 7.000 de euro, dar... Totuși, și respectul pentru cetățean. Da, deci... Și luptele astea vor luptele fi acestea mult, vor fi, mult, asta vreau să mai crâncene în perioada următoare. De la ultimul consilier care vrea pe liste, pentru că sunt discuții, de exemplu, în interiorul organizației municipale a PSD Vaslui, chiar dacă nu vrea să recunoască Adrian Tighici, președintele organizației, că sunt probleme, sunt foarte mari lupte, pentru că se întocmește în perioada asta lista de consilieri și toți vor. Inclusiv consilierii din actualul mandat, mulți dintre ei simpli ridicători de mână prin... Consilier.
consiliul local Vaslui. Și cred că le pot citi cetățenii rapoartele de pe site-ul primăriei Vaslui și să le compare cu cele de anul trecut, să vadă că e copy-paste, cuvânt cu cuvânt, raportul de activitate. Oamenii ăștia vor în continuare în consiliul local. Deci, practic, ar trebui o strategie la nivelul fiecarei formațiuni politice. Dar vorbim probabil de chestiuni fictive. Pentru că aici lucrurile stau cu totul altfel, iar listele se fac în funcție de... Da, vor apărea discuții. Plus că am înțeles că dacă va fi redus numărul de parlamentari, județul Vaslui va rămâne cu 2 senatori și cu 4, maxim 5 deputați. Ori, aici va fi problema adevărată. Nu mai vorbim acum de PSD, care un număr de 7 posturi de parlamentari, da? Ci de USL. Deci posturile astea vor trebui împărțite și PNL, între PNL, PSD, și între... Ori foarte puțini vor mai prinde. Foarte, foarte puțini. Da, într-adevăr. Iată de ce, probabil că în perioada imediat următoare, animozitățile acestea nu neapărat că ar putea să creeze schimbări în societatea noastră. Da, se vor produce atacuri între, membrii, între colegii de partid. Își vor da ei unul altuia în cap. Cei de la PSD, cei de la PNL. Pentru că stai așa, de ce să îl pui pe Cutare pe listă? Stai că mi-aduc eu aminte, Cutare are un dosar, nu știu unde. Partidul Național Liberal au finalizat liste din Eu nu știu ce face Partidul Național Liberal, pentru că nu i-am mai văzut de mult, nu sunt prezenți, nu fac nimic. Au un președinte la nivelul județului Vaslui care nu știu cu ce se ocupă, dar au un senator la... Senatorul da? Cristian David, care Cristian nu știu David, care ar trebui ce face. Să... Da. Și Partidul Democrat Liberal, PCU, îl includem? Îl includem. Da, au 10% potrivit sondajelor. N-ai vrea să știi ce fericit e președintele Alin Trifu în urma acestui sondaj. Bănuiesc că se visează deja pe vreo funcție de asta în administrație. Eu vreau succes. Da. Partidul România Mare. Să n-aibă același succes din 2008. Partidul România Mare. PRM-ul, cred că este, PRM-ul e un fel de UDMR care, da, indiferent de situație, va ieși câștigat din lupta asta. Așteptam o reacție de genul acesta. Cel mai câștigat. Grație oamenilor care îl reprezintă, practic. Bun, dar noi la nivelul județului, așa când spunem PRM, spunem Corneliu Bichinești și cam atât. Florin Sârbu. Nu s-a evidențiat cu nimic. Dar ca director? Teoretic e președinte, dar practic tot Corneliu Bichineț are friele partidului în mână. Și este imaginea partidului. Exact, dacă îți pui de PRM, toată lumea se duce cu gândul imediat la Corneliu Bichineț. Și vorbește de oameni de la țară care deja îl cunosc, pentru că totuși a fost președintele Consiliului Județean. Plus de asta, eu cred că, nu cred, sunt convins și știu de la foarte mulți membri de partid, PSD-ul la ora actuală se bazează mai mult pe ajutorul PRM-ului decât pe ajutorul PNL-ului. Deci e un fel de... Pentru că între ei a existat uniunea asta pe care o are acum PSD-ul cu PNL-ul. La nivelul județului. A existat la nivelul județului din 2004, chiar dacă n-a fost parafată printr-un act, cum s-a întâmplat. Și am simțit un moment în care ne-am uitat la numirea lui Corneliu Bichineț ca vicepreședinte al Consiliului Județean. Exact. Și probabil că va continua în același timp la anul, nu? Sau când va fi, da. Probabil că și în următorul mandat. Există posibilitatea să candideze ca primar al municipiului Negrești? Când l-am întrebat, eu spunea că nu s-a gândit, e prea devreme să spună dacă va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, pentru că asta a fost întrebarea. Și o altă declarație în monitor. Dar a spus că nu exclude nici varianta unei candidaturi la primăria Negrești, pentru că foarte mulți oameni din zonă îi cer lucrul acesta. Nu știu dacă va lua astfel de hotărâre, pentru că tot din sondaje am văzut că actualul candidat al PSD-ului are aproape 70% în sondaje. Da, Vasile Voicu. 70%. E mult. Deci așteaptă. E mult. Da. Bine, avea și Corneliu Bichineț 40%, dar între 40-70%. Da, pentru că lumea poate îl asociază și cu Consiliul. Clar e că nu va mai fi Cosma primar la Negrești. E clar asta. Asta e clar, eu dau scris acum. În 2008 ai fi dat scris? Pentru că și atunci erau animozitățile de care discutăm. Nu, acum. Dar atunci nu avea 2% în sondaje. Atunci chiar se minunau și cei de la PDL că aveau un procent foarte bun. Cunosc chiar... PDL-ul merg, cei de la PDL crezi că merg tot pe mâna lui? Nu, nu cred. N-au un as în mânecă. Nu cred. Și în ce privește Negreștiul, noi vom asista la niște surprize foarte mari în toamna asta.
Nu spun mai mult de atât. Da. Dar o să fie surprize mari în toamna asta în ceea ce privește Negreștiul și administrația de acolo. Administrația. O lovitură. Exact. O lovitură. Așteptam lovitura. Concertată chiar de PDL. Îmi imaginez. De ce îmi imaginez? Pentru că n-am avut în studio pe deputatul Dan Marian și nu am remarcat o susținere fantastică în privința primarului orașului Negreș. Ar trebui să fii nebun să-l susții pe primarul din Negreș la ora actuală. În contextul în care deputatul Dan Marian merge pe mâna a doi primari de bază pe care încearcă prin orice mijloace, nu? Să-i determine să reprezinte, să fie pe listele alegerilor din 2012 referindu-ne la Huși și Bârlad. Iar subiecte delicate. Mai ales Bârladul. La Bârlad poate că are șanse. De Huși nu știu ce să spun. Dacă Jean Ciupilan până astăzi întotdeauna când i-a întrebat de eventuală candidatură, trecere, candidatură pentru primăria municipiului Huși, spunea că nu s-a gândit, ba că nu vrea să candideze. Astăzi am luat noi o declarație, o să apară mâine în ziar. Prin care pe un subiect prin care a spus: în momentul de față m-am decis, candidez pentru încă un mandat de primar al municipiului. Să știi că săptămâna trecută eu i-am luat declarație și dumnealui ne spunea că în proporție, dacă realizează în proporție de 50-60% din obiectivele propuse în 2008, atunci când azi, a candidat, indiferent va de merge situație, mai departe. Cineva l-a determinat să candideze. O să citiți mâine în ziar. L-a determinat să candideze și a zis: deci, m-am hotărât, voi și candida vede că... pentru încă un mandat. N-a spus însă pe listele cărui partid. Da, din discuțiile purtate, chiar la dorința dumnealui a ținut în cadrul unui interviu și telespectatorii noștri care au fost interesați ar fi putut urmări, a ținut să sublinieze mulțumirea pe care o aduce față de Partidul Democrat Liberal și în aceeași măsură să lase discuțiile undeva în aer în privința eventualei candidaturi pentru o anumită formație politică. Ca independent în niciun caz. Nu știu, oricum, ne-a și spus că ar fi foarte greu. Primarul de Huși nu cred că va fi greu pentru el, nici măcar ca independent. Ca independent, nu, oricum, din alte puncte de vedere. Spunea de strategie, de oricum, oameni, de altceva. În comparație cu primarul de la Bârlad, Constantin Constantinescu, primarul de Huși nu a ieșit niciodată cu declarații negative la adresa colegilor săi de partid sau la adresa PSD-ului, partid din care face parte. Este membru al partidului. A ținut să mulțumească în permanență celui care l-a ajutat, deputatul Dan Marian, dar în același timp, într-adevăr, nu a aruncat cu piatra în curtea de unde mai vine. Mult, eu mi-aduc aminte atunci când a fost Anca Boagiu la Vaslui și a ținut o conferință de presă la primăria Bârlad, unde Constantin Constantinescu a criticat atunci dur conducerea Consiliului Județean și a aruncat cu acuzații către Consiliul Județean. Când s-a întâmplat lucrul acesta la Huși și Dan Marian a început să critique la conferința de presă de față cu Anca Boagiu, Consiliul Județean, Jean Ciuplan a spus: nu știu, eu nu mă bag pe mine, m-au ajutat, eu nu intru în discuția asta. Da, este o strategie din punctul meu de vedere. A fost o strategie prin intermediul care a ținut în frâu problemele pentru a putea să finalizeze un proiect. A candidat pe listele acestui partid și că a fost ajutat de PSD în 2008 atunci când a ajuns primar, când a pornit practic de la zero. Și... Da, în același timp, pentru a putea rezolva și a-și duce la îndeplinire proiectele propuse în 2008, da, a știut să mulțumească cui trebuie la moment. La momentul oportun. Da. Și la Huși chiar s-a făcut câte ceva. Acum eu nu știu cât e meritul PDL-ului, pentru că vorbim de fonduri europene, cea mai mare parte. Vorbim de specialiști și de exact, oameni care au tocmit proiecte bune, care au fost aprobate și au primit finanțare. Iar cu un primar care are părerea că decât 10 funcționari care să aștepte ora 4 pentru a putea ieși de pe ușa primăriei, mai bine cu 2 care să lucreze în ritmul altor 10 și să-i plătească mai bine. Deci vorbim de o persoană cu un alt sistem venind probabil din mediul privat și asta a fost o strategie. Așadar, la ora actuală, Uniunea Social Liberală doarme. Dacă ar fi să analizăm. Pe da, trebuie ceva să concluzionăm, pentru că așa, ceva e putrete din USL. Uniunea Social-Liberală, ca Uniune. Nu doarme PSD-ul, în schimb. Ei își fac, apar cu declarații, cu tot felul de scandaluri. Se ceartă cu prefectura, se ceartă cu PDL-ul, PDL-ul la rândul lor. Da, nimic. Da. Cei de la PC nimic. Nu știu dacă mai există partidul ăsta la Vaslui. Sincer, nu știu dacă mai există. Au luat înainte de a se înființa USL-ul ăsta. A făcut o conferință de presă. Nu, aveau chiar cu regularitate așa conferințele de presă.
Păi și s-a înființat USL1, mai ce o fi, zis, las că luptă PSD-ul pentru noi, nu trebuie să mai facem nici măcar poate atât. Pregătesc listele. Poate pregătesc listele și... Bun, dar ar trebui să știe și electoratul ce face PC-ul sau care e părerea PC-ului despre ceea ce se întâmplă la ora actuală în județul Vaslui. Că la nivel național n-a vorbesc membrii, liderii. La fel și PNL-ul se la fel de alarmă, PNL-ul, pentru că, într-adevăr, exact. Am avut o conferință recent, când, recent, la finalul lui iulie, iunie. Când a venit, nu știu cum o cheamă pe... Da, un reprezentant al Partidului Național Liberal să lanseze o lucrare. A, așa, și când s-a trecut la niște discuții mai despre partid și despre activitatea membrilor liberali... S-a spus că, de fapt, discuțiile nu erau mizate pe aici de prin județ, s-a terminat repede conferința de presă. Da. Eu n-am avut posibilitatea să stăm de vorbă cu Florin Ciurariu și ne-a spus foarte calm că unda te ține controlul și... Florin Ciurariu. Da, categoric. Spunea că se întocmesc listele, situația e calmă, se merge în teritoriu, se stă de vorbă cu lumea. Probabil că... S-a văzut cât de bine se stă de vorbă cu lumea. Pentru că lumea nu știe ce înseamnă USL. USL. Nici măcar că el-ul vine de la liberali. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai fost alături de noi la emisiunea Interes General. Mulțumesc și eu de invitație. Niște informații care sperăm că nu dacă au clarificat problema, de exemplu, a Spitalului Județean de Urgență, dar am aflat ceva noutăți din interiorul acestei instituții. Și vom afla în zilele următoare exact verdictul final, ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla și dacă se vor muta cum sau nu. Cum se va face reabilitarea, ce se va întâmpla cu bolnavii. Iar în privința USL-ului, iată, cred că noi suntem unii dintre cei care informăm cetățenii ce înseamnă Uniunea Social Liberală. Dacă nu o fac parlamentarii, o facem noi, fie tu prin intermediul ziarului, fie noi prin intermediul emisiunilor și știrilor TVT. Încă o dată îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și mulțumim și domnilor și domnilor pentru faptul că au fost alături de noi la această oră. La revedere!